Let's pray. Să ne rugăm. Holy God, we thank you Sfânt, îți mulțumim for the privilege of life, health, and strength pentru privilegiul vieții, sănătății, al puterii, and for the untold blessings that you shower upon us. pentru nespusele binecuvântări pe care le revești peste noi. Acum când ne adunăm la oaltă în această oră de studiu, us, te rugăm ca tu să fii în mijlocul nostru us, whether we are here in person, și ca fiecare dintre noi online fie că un în persoană sau online, sense of your us. să putem simți prezența ta în mijlocul nostru. That we would know that you are with us, să știm că tu ești cu noi, us, că ne iubești and that you of what we are and doing. și că tu aprobi ceea ce spunem și ceea ce Ajută facem. Ajută-ne nu doar să înțelegem, doar să experimentăm but to live your will. Dar noi să trăim voia ta. Name. Te rugăm în Amin. numele lui Isus. Amin. <coughs> Towards the end of the last presentation, spre finalul ultimei prezentări, about the agitation of the Sunday law. Am vorbit despre agitația legii duminicale. And we spoke of some examples, și -am niște exemple, and the subject of migration came up, și discuție subiectul and how it was a component of the message of equality. Și cum acesta era o componentă a mesajului egalității, and I know that. Some people still wanted to say something about that, and others didn't get an opportunity to finish their point. Știu că unii au vrut să zică ceva legat de asta, iar alții nu au avut ocazia să termine ideea. So before we move forward. așa că, înainte să mergem mai departe. To give you an opportunity to finish the point that you wanted to make. Vreau să vă dau ocazia să vă terminați ideea. or if you didn't get an opportunity that you wanted to share your thoughts <inaudible> at the front thank you

As administrative agents, we fight uh, for uh, foreigners to have uh, the same right of others. Uh, in these years, that I worked in administration, I fought for that foreigners could have the same rights as others. So, uh, so uh, they asked uh, at, uh, at the authorities, uh, some changed, So when the migrant arrives, they can uh, have a warm room uh, with eating. Anumite lucruri în cadrul autorităților s-au schimbat. All the light, uh, switch on. Uh, întotdeauna luminile sunt aprinse când vin uh, emigranții to să pot să mănânce. So we ask uh, uh, for all these things for the migrants. Încercăm să le oferim multe lucruri uh, emigran emigranților. So during the Ukrainian uh, war, when Ukrainian people arrive in France, în this shows that it's really a, a political uh, uh, topic. Un politic. Everything was uh, start again, normally. -a din nou, normal. So the uh, translator uh, was, uh, was uh, provided uh, to, uh, to them. Uh, li s-a oferit un traducător. They, uh, 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 um, housing was given to them. Li s-a oferit cazare. Uh, job was offered to them. Li s-a oferit locuri de muncă. So when they finish everything. Când au terminat cu toate. So the the uh, foods, uh, drinks, uh, coffee was uh, offered to them. Uh, li se oferea mâncare, băutură, cafea, de toate. So we were very surprised, but we understood. Am fost It foarte was a political will. Să înțelegem că aceasta a fost dorința politică. its political uh, uh, institution who uh, organize equality or not. Deci, până la urmă, vedem că instituția politică e cea care organizează egalitatea sau nu. equality, they can do it. Și dacă this vor să oferă egalitate, pot să And fac lucrul acesta. Asta I, am vrut arăt. I, I, I experience it. Și lucrul acesta eu l-am trăit, l-am experimentat. James, uh, to say something? Okay, no. Anybody else? Can, can, attends, uh, ton mic on n'entend pas, il faut l'allumer. Mm. So regarding the question you ask, uh, how this topic uh, is agitated? Uh, Uh, now? Legat de ceea ce ai întrebat dacă subiectul acesta este agitat acum. So I've made a, uh, an observation uh, in the society every day, even though uh, depending on the areas. finanțez, exact. Deci am observat în societate în fiecare zi. So, so I think that uh, I, observe that equality is a word that in the mouth of everybody uh, at any level, journalist uh, and so on. Se pare că egalitatea este un cuvânt care îl putem regăsi în timpul nostru, la toate nivelele, în televiziune, în jurnalism. So they try to understand equality in all is a uh, dimension. Oamenii chiar că înțeleagă celelalte categorii, atâtea I think that equality is a topic really agitated in France and everywhere. Și cred că egalitatea este un subiect care se cu adevărat okay. agitat atât în Franța cât și peste tot în lume. Anybody else? Altcineva? The... Okay. So Turn to our Bibles. Dacă luăm, Revelation chapter 13. Apocalipsa capitolul 13. We're not going to read all the verses. There are, there are five verses here. Nu vom citi toate versetele. I don't know if you have little subsections or subtitles in your Bible. I don't know in the This is the section in my Bible called the second beast. This este the in my mea intitulată the second beast. Revelation 13, verse 11. Apocalipsa. It goes down to verse 15. It speaks about a beast coming up out of the earth. Vorbește despre o fiară care se ridică din pământ. Two horns. Care are două coarne. Spake as a dragon. Și vorbea ca un balaur. And it also speaks about a first beast. Și vorbește de asemenea de o primă fiară. And it's verses that most of us are familiar with. Și sunt versete cu care cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați. I say we're familiar with these verses. Spun că suntem familiarizați cu aceste versete. Is true. And I have personally taught many times on these verses. But people have slightly different views about the fulfillment or the interpretation of some of these statements. So the reason why we've turned to these verses. Motivul <coughs> pentru care am deschis la aceste versete. Because they connected to a question that someone has asked. Uh, pentru că se leagă de o întrebare pe care cineva a adresat-o. So, I want you to consider the question and if you agree with the premise or the foundation of the question. Vreau să văd dacă sunteți de acord cu această întrebare sau cu premisa acestei întrebări. And then we'll see if we get to the verses and what your thoughts are. Și apoi vedem dacă mergem la acele versete și care sunt gândurile voastre. So I'll read the question. Voi citi. It in parts because it's quite long. Da, pe bucăți că e destul de lungă. Number three. With Tess no longer here to explain external events to us. ah, uh, dacă Tess nu mai este acum cu noi ca să ne explice evenimentele externe. This dimension of the message is very much missing. Această dimensiune a mesajului lipsește I wonder destul de mult. Whether We'll be able to recognize the Sunday law approaching. Mă întreb dacă noi vom putea să recunoaștem legea duminicală care se apropie. Knowing that there knowing that there is still a lot we don't know about it. Ah, uh, știind că încă sunt multe lucruri For pe example, care nu le știm despre asta. De exemplu, we don't know how this issue of gender equality or radical feminism is going to create this tension and shake society. Nu știm încă cum uh, feminismul radical sau egalitatea de gen va zgudui societatea și Will there be a law? va fi oare o lege? For that matter, Din we don't privință, know what the state of the world will be like in this period. Nu știm care va fi starea lumii în această perioadă de timp. Some of these sound like statements, but they're all questions. Unele par ca și afirmații, dar toate sunt uh, întrebări. How will Revelation verses to 15 be applied? Se vor aplica Apocalipsa 13 de la 11 la 13. These are the questions I like to see addressed within the movement. Acestea sunt întrebări la care eu aș vrea să văd răspunsuri, But care aș vrea să le văd discutate în mișcare, dar am impresia we are left without a leader că suntem lăsați fără un lider care să ne lumineze. Which to me means that there's no one to answer these questions. Care pentru mine înseamnă că nu e nimeni care să răspundă la aceste întrebări. So, let me summarize. Așa că dați mi voie să fac un rezumat. The questioner states their opinion and then has some questions. Uh, că care pune întrebarea, ar spune opinia și apoi adresează câteva întrebări. Elder Test is not here. Sapune Elder Test nu este aici. He explains what happened in the world. El să ne explice ce se întâmplă în lume. And that's not good. Și era asta nu e bine. And because she's not here to explain what's happening in the world. Și pentru că nu e aici ca să explice Maybe we won't see the Sunday law approaching. Poate nu vom vedea legea duminicală care se apropie. Because

Nu știm dacă va fi o lege. And we don't know the condition of the world at that time. Și nu știm care va fi starea lumii în acel moment. Time of the Sunday law. În timpul legii minicale. Then the question about Revelation 13 and its application. Păi avem uh, întrebarea despre Apocalipsa 13 și cum se aplică. These questions, toate aceste întrebări, the person would like to see addressed within the movement persoana spune că ar vrea ca acestea să fie discutate în mișcare. But they feel that they can't be addressed because we don't have a leader who's knowledgeable on these issues. Și crede că nu sunt discutate pentru că nu există un lider care să cunoască aceste subiecte. So, I hand it over to yourselves. Acum vă dau ștafeta Again, I wasn't informed who's question this is nu mi s-a spus cine a pus această întrebare. Așa că nu știu dacă persoana este sau nu în această încăpere. But what the rest of us or the rest of you think? Însă ce credeți ceilalți? Despre diversele lucruri care au fost punctate sau întrebări care au fost puse în această întrebare. It's, it's no pressure, but you have to be quicker to put your hands up. <laughs> i like get in trouble for not asking you or giving you the opportunity to speak. Dacă it takes. <laughs> 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 it takes ages to get your hands up. Mult să mâna. And I'm reticent to pick on people. Și nu aș vrea să aleg eu, să numesc eu persoane. It'll come. So I don't know if I understand well the question. Dacă am bine i will not speak about leadership. Nu voi vorbi so i will only uh, stay on uh, the point that i would like uh, so okay. that we uh, read and we uh, study again revelation 13. Eu doar să zic că aș vrea să citim și să studiem din nou Apocalipsa 13. Yeah. With a new light, a new knowledge, a new understanding that we have now. Cu noua That's lumină, nouă înțelegere pe care o avem acum. Asta a spus cel care a pus we întrebarea. Have a că dacă nu avem un lider care înțelege aceste lucruri, give us light, să ne dea lumină, we're in trouble. am dat de probleme. do you agree with that? De acord cu asta? no? no? you think we can work it out ourselves? Că ne putem descurca și noi singuri? yes, I, yeah. anyone else? no, so i'm not uh, uh, in agreement with these uh, thoughts. Nu sunt de acord cu aceste gânduri. So in the movement we have elders. În mișcare There is teacher. avem elders, învățători. So we have a methodology. Avem o metodologie. And I think that we should be able. Și trebuie să putem. To read a passage and to understand it. Să citim un pasaj și să reușim să l înțelegem. So uh, and uh, by saying that there is no leader, I don't want uh, like like Dolly. I don't want women uh, uh, on this term. Uh, but I te... say yes, there is a leader. No, sunt de acord că nu este un lider. Eu cred că da, este. Anyone else? Altcineva? Give me a moment. I was trying to look for a, a reference, but I can't find it at the moment. Încercam să găsesc o referință, dar nu o pot găsi acum. So, we've spoken about the Sunday law. Am vorbit despre legea duminicală. And we've spoken about its agitation. Și am vorbit despre agitația legii duminicală. No, we, we, spoke about, in the, that, about that in the last presentation. Am vorbit despre asta în ultima prezentare. <coughs> I think most people agreed with that principle or concept. Și cred că cele mai multe persoane au fost de acord cu acest principiu, cu acest concept. That the impending conflict or the Sunday law that's coming. Că conflictul iminent sau legea dominicală care se apropie ar trebui să se poată vedea, să poată fi văzute că se apropie. I think it's a concept most of us are familiar with, if I can at least say that. So, I found the reference now. <coughs> um, I'm just going to put it on to the translator's forum for them. It's great controversy. Page 605, paragraph 3. Pagina 605, and paragraful 3. So what I'll do is I'll read it out in English first. It will give them time to find it. <clears throat> Here to four, those who presented the truths of the third angel's message have often been regarded as mere alarmists. Their predictions that religious intolerance would gain control in the United States, that church and state would unite to persecute those who keep the commandments of God, have been pronounced groundless and absurd. It has been confidently declared that this land could never become other than what it has been a defender of religious freedom whereas the question of enforcing sunday observance is widely agitated the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching the third message will produce an effect which it could not have done before Odinioară, aceea care au prezentat adevărurile celei de-a treia solingere au fost priviți adesea ca niște alarmiști. Prevestirile lor că intoleranța religioasă va câștiga teren în Statele Unite, că biserica și statul se vor uni ca să-i prigonească pe aceia care păzesc păruncele lui Dumnezeu, au fost socotite neîntemeiate și absurde. S-a declarat cu încredere că această țară n-ar putea deveni niciodată altceva decât ceea ce a fost, apărătoarea libertății religioase dar pe măsură ce problema impunerii duminice este discutată în cercul tot mai largi, evenimentul de care s-au îndoit și nu l au crezut atâta vreme se vede apropiindu-se, iar întreita solie va produce un efect pe care nu l-a avut mai înainte. So There's a lot in this passage. Sunt multe în acest pasaj. But it's the one I referred to in this morning's study. Este la care am <coughs> referit în studiul de dimineață. I spoke about the agitation. Vorbit agitația, it vorbit despre agitația. Clearly says here. Spune aici. The question of enforcing Sunday observance is widely agitated. Întrebarea păzirii duminicii este so agitată la us. scară largă. Or in Ellen White's framework, that's not the church. Dar asta nu fac, nu facem noi, nu facem biserica. This is society agitating this subject. Și societatea este cea care agită acest subiect. So long doubted. Obiect uh, evenimentul care de care s-a îndoit atât de mult timp. Disbelief care nu a fost crezut. That means people could never think that this could happen. Adică oamenii n-ar fi putut vreodată să creadă că And in se va întâmpla ceva. Și în contextul speaking ei, about the United States, ea vorbește despre Statele Unite. Where church and state would unite. Uh, faptul că statul și biserica it se says, va uni. Is seen to be approaching. Ea spune că se pare că acest, aceste so, lucruri se apropie. This, church state union deci această unire dintre biserică și stat which is now developing an ideology care acum dezvoltă o ideologie which we call the sunday law pe care noi o numim legea duminicală can be seen to be approaching putem vedea că se apropie not by us nu de către noi by society ci societatea they may not understand it in the way that we do Chiar dacă nu înțeleg lucrurile așa cum o facem noi, they understand something. Ei totuși înțeleg anumite in lucruri. context, Și în acest context, what do they understand? ce înțeleg ei? That the constitution înțeleg is now, că Constituția no longer being adhered to or followed. Nu, oamenii nu mai Because aderă, nu mai urmează la uh, principiile ei. Of the American Constitution și principiile constituției americane a church state relationship uh, sunt and ca she să un o unire that dintre interese și stat relationship or that separation is going to be is no longer going to exist și ea spune că această separare dintre biserică și stat urmează să înceteze They coming into an alliance pentru că acestea ajung să se alieze There is a specific issue or subject și vor anula focus of that, of that relationship. Și în special se vor concentra pe ceva. A, acea relație dintre bisire și ca se pe ceva, anume pe duminica, și cândva, fi ceva se va agitated. Dar pe măsură ce se vede că acest subiect este agitat asta însemnând că se vorbește society, despre asta în, pre în, în, presă, and în also the government, dar de asemenea guvernul, its, its three distinct portions, și aceste trei porțiuni distincte, wide agitation. Și, toate aceste trei lucruri trebuie să se întâmple ca să considerăm că are loc această agitație la scară largă be seen to be approaching. și ca să considerăm că vedem apropiindu se then, asta și spune apoi a treia solie va produce un efect lucru pe care nu l-ar fi putut face înainte. So, I don't know... And we really don't have time to explore, especially what that last statement means. Uh, nu avem acum timp să explorăm în mod deosebit ceea ce spune această ultimă propoziție, dar a treia să va produce un efect that couldn't have done pe care nu l-ar fi putut produce this period. înainte de această perioadă de timp. So I have a couple of questions. Așa că eu am câteva întrebări. The first is. Prima întrebare este. Can someone tell me where the third angel's message is located? Poate cineva să-mi spună unde book, este localizată a treia sulișnirea? Nu am știut. Without looking. Fără să se uite. I already looked. Eu am uitat. De so ea. someone said Revelation, correct book. Cineva a spus Apocalipsa, da. Chapter 14. Apocalipsa 14. Și uh, apoi au zis When că începând cu versetul 9. Și unde se termină? Someone said verse 10? La versetul 10. Now you can look. Acum puteți să vă uitați. Okay, so we've got verse 10, verse 12. Nouă, zece, okay, so we've got a choice of 10, 11, and 12. Said, someone said 12, yeah? Did someone say 12? Și doispe, și... Okay, so we've got beginning at verse 9, and then we're not sure where it ends. Știm că începe la versetul 9, dar se pare că nu e sigur unde se încheie. So obviously, that should be a concern to us. Evident, asta ar trebui să ne îngrijoreze. Maybe. Poate. But not sure Dacă nu suntem siguri. Legat de mesajul celui de al treilea înger. Who is the third angel? Cine este al treilea înger? Us, uh, who who said that? Okay. So um someone said all of us collectively. Ne spus, Noi suntem cu toții. I guess that would be Daniel chapter twelve. Asta cred -ar Daniel Last week they're not that verse correct either. Uh Săptămâna trecută nu ne-am mai amintit corect nici acele versete. Pare că am uitat versete importante, versete cheie importante. That we used to know really well. Pe care obișnuiam să le știm foarte bine. So, someone said all of us are. Cineva a spus, noi toți which that, suntem. Which would mean the priests, Start in or in Daniel chapter 12, the wise. Sau, cum Daniel 2, Do you understand when I say a leading question? If, obviously, it's a leading question. Because oh. last time I was here, I answered a question. data trecută când a fost aici am răspuns la o întrebare care avea de a face cu îngerii. Ok, so most people going to say elder test. Deci cei mai mulți spun elder Teth. Yeah. So, if that's the case. Dacă acesta e cazul. Elder test is the third angel. And I'm not trying to. Um, attack that concept. Și LDRTS este al treilea We all have an, nu vreau să a, a working knowledge or a working understanding of her message. Noi cu toții avem o înțelegere funcionat describe al, it in different ways. A mesajului ei o înțelegere care putem să o punem în practică. aspect. We might zis, da? chiar dacă conțegem poate că short answer diferit. or a long answer. Poate unii am putea să dăm un răspuns mai scurt sau mai lung. But if Elder Tess is the third angel, dar dacă Elder Tess este al treilea înger, and her message was the third angel's message, și dacă mesajul ei a fost mesajul celui de al treilea înger, I say was, is, sau n-am zis a fost, dar trebuie să zic este. I said, I, I said was, and I'm saying it is, because it's present. Da, mă refer okay. că este, pentru că e încă. Can someone explain how they translate Poate I'm say verse 11 Revelation 14, 9 to 11, um, e, cum ar explica să 14 versetele de la 9 la 11 How you translate these uh, 9-11 words Cum traduce aceste cuvinte de la 9 la 11 her message Raportate la mesajul ei. Where you see the connection. Unde vedeți legătura. How you relate these two things together. Cum legați aceste două lucruri la o I don't if anybody has any thoughts. Nu știu dacă are cineva vreo părere. I hope someone's at least in the past given it some consideration. Sper că unii, măcar în trecut, v-ați gândit la aceste lucruri. Before. Înainte. I summarized Elder Tess's ministry rezumat, um, by saying that Tess, changed the definition of the great test the the message of equality. La mesajul so, where do people see that in these three verses? Unde văd oamenii asta în aceste how, trei versete? How do you knit together or reconcile those two? Uh, cum legi la oaltă aceste două? Does anybody want to say something or have a comment? Vrea cineva să spună ceva sau are vreun comentariu de făcut? It's fine if you don't. Este, regular that's definitely nu, a question I wouldn't pick on somebody to answer, uh, because it may not be that straightforward for you to do so, I think atât it's de important for de us de to realize it's something that we should consider. Dar aș vrea ca cu tot <coughs> să conștientizăm că ar trebui să ne gândim, să analizăm aceste sure. lucruri. So my question is, <coughs> așa că întrebarea mea este you all understand it, mesajul lui Elder Tess, așa cum îl înțelegeți cu toții, in these cum poate fi văzut în aceste versete? Or vice versa. So, vice the... versa. No, 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 it's not an edit, it's at the I don't see uh, the equality message in those verse. Nu văd mesajul egalității în acele versete. So because we know that God is the creator uh, and uh, of everything and in his law. Uh, pentru că știm că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor.

so that's why i said uh, in those verses uh, we can see this message. okay. so uh, uh, I, I, I do the link between uh, uh, 1 john 4 20 21, the 10 commandments, and those verses. Eu fac legătura între 1 Ioan 4, cele 10 so, porunci so, uh, so și aceste so versete din Apocalipsa. Și uh, uh, trebuie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să punem în practică egalitatea. The third was the no message, Dacă a treia soli că ar fost legea duminicală și not... nu egalitatea, Could you explain the Sunday Law in the context of these verses? Ai fi putut să explica legea duminicală în contextul acestor versete? What would have been your answer then? Care ai fi fost atunci la consultață. You still go to First John? Would you still go to the Ten Commandments? Te-ai fi dus și atunci la unui Ioan, te-ai fi dus și atunci la cele 10 porunci? It was the Sabbath, Sunday fight. <laughs> Dacă ai fi fost vorba de lupta dintre Sâmbătă și Duminică. So I think uh, I will be able to uh, take uh, this uh, this verse uh, because uh, we can find also the desire to uh, the over to be saved. I didn't understand the answer. Uh, not me either. I didn't understand the translation of it. Ah, my translation. Okay, so um, because God gave His life for humanity, so you can use One John four twenty twenty one two. uh, to uh, make the link with Revelation 14, 9 to 11. Pentru so, viața, pentru omenire, pot să folosești it was brave of you uh, to be able to speak. Patru și Apocalipsa 14. And to exact. be honest să about Apocalipsa 14, the limitations orice. of your understanding. Uh, apreciez că ai încercat să răspunzi. Sunt sure you know. I'm sure Sunt we sigur că all știi. Have a, an awareness și cred că voi cu toți sunteți conștienți. There are rules that need to be followed. Că există anumite reguli care trebuie urmate. Of life, în toate aspectele vieții. Dar în special când vine vorba de lucruri care au de a face cu mântuirea. Dacă noi In the writings of Ellen White, lui Ellen White which I personally do, personal, Then if she says, zice, third angel, înger, as opposed to John, uh, și or nu, Moses, then it seems to me, atunci mie mi se we pare, are, are, Directed, că noi suntem conduși that we're că ni se poruncește să ne ducem la acel pasaj la care ea ne zice and if we go to other of și dacă mergem la alte pasaje din scriptură pentru că nu înțelegem versetul la care ne conduce Ellen White we begin to enter on dangerous ground începem să mergem pe un uh, teritoriu periculos Because what we end up doing pentru că ce is se întâmplă using logic este că începem să folosim logica noastră her guidance logica noastră în loc să And folosim logic conducerea ei ghidarea like. ei It's good it's reliable și She... maybe Logica Maybe noastră poate să fie bună, And dar poate nu. I'm sure she's so sigur. Ca noi ar vrea să folosiți logica my mea. my wisdom. Sau mea. To define your eternal destiny. Ca să definiți, să decideți de destinul vostru veșnic. more reliable. Ați prefera pe cineva mai de încredere. Not referring to elder test when I say that. Mă refera acum la elder test. So if I had said, uh, I don't know what Ellen White's talking about. Nu știu despre ce vorbește Ellen White. I'll go to just another portion of scripture. Dar voi mai merge la o altă porțiune din scriptură. I think many of you. Ce că cei mai mulți dintre voi. Stop me. M-ați oprit sounds good. Și el zice, uh, sură bine but That's not asta. what Ellen White told you to do. Nu asta ți ce zis White să faci. And I would do what you've said. Iar eu aș face ce a zis voi. I have no voi. idea. N-am nicio idee. But my thoughts are that I could go to First John. Uh, nu știu exact care sunt gândurile mele, așa că să ar putea să say, mă duc la unul Ioan. Accept or not. Și să spun. Well, I nothing more to offer. Dar eu aș spune, acceptați-o so pe ea sau honesty. nu. Pentru că nu am altceva mai mult so, să vă ofer adică trebuie I don't să vă mulți doar de ce zice ea. Dar apreciez că ai încercat să răspunzi Nici But eu nu am toate to răspunsurile. Dacă mergem la versetul 9, the third angel says, al treilea înger spune. There are many bits to this verse which we're not going to address. There are many words. are going to address adresa, because it gives you a lot of clues. Ne dau multe if a person worships the beast Dacă se fiore, and the beast's image and receives, in the King James It says, his mark și primește în spune semnul ei But he talks about some other things. Semnul lui ca și cum ar fi so, masculin we'd have to look at the grammar of this verse ar trebui mai întâi să analizăm gramatica to understand whose mark it's speaking about ca să vedem despre al cui semn vorbește. So I don't know how it reads in French. I assume you're all reading in French. Nu știu cum se citește în franceză, că presupun că citiți în franceză. in the English, as it's given in this translation, the mark belongs to one of two entities, the beast or the beast's image, fiare, they're the choices of whose mark it is. is that how it be read in the French? Aşaă, -ar citi I'm assuming it's the same. Yes? Okay, so we all agree on that. E la fel, da? So the de question acord. that should that we should ask ourselves. Deci, să ne opunem, the mark, is it referring to the beast or to the image? Uh, semnul se is la... it the mark of the beast? sau la imaginea fiară? Este semnul sau semnul imaginii? And as soon as icoanei, I say it that way, și in, imediat ce you spun answer, așa, deja și primit răspunsul. information, pentru că aveți și alte informații, from other portions of inspiration, fie din alte părți ale inspirației, or direct from Ellen White, sau direct din Ellen White, So I don't know what you think or Tell me whose mark it is. Is it the beast mark or the images mark? Ce credeți? Este vorba de semnul fiarei sau semnul armar? Put your hands up if it's the beast. Redicați mâna dacă credeți că este semnul fiarei. Only about five, six people? Tell me if it's the images mark. Ridicați mâna dacă este semnul icoanei. Okay, about the same number. Tot cam atâția. And the rest aren't sure, I take it. Iar ceilalți bănuiesc că nu sunt siguri. Okay, so we, we struggle how to read this verse. Da, avem dificultăți legate de cum să citim acest verset. So I don't know if we struggle with the grammar. Nu știu dacă dificultățile sunt legate de partea gramaticală. To be able to identify whose market is. Pentru a reuși să ne dăm seama la... la cui so general that it could be either one. Semn este sau gramatica este atât de generală, încât poate fi și, și una question. și alta. Atunci dați trebuie să pun o altă întrebare. Când vine vorba de închinare and then he says, Worshiping the beast, Spune închinare and the beast la chară, dar și la icoana so, ei. What do you understand an image to be? A copy. Copie. We'll go with that. So, if it's a copy, copie, we'll say identical. Zice, am so, we identica. have a beast, we have something that's identical to the beast. Și avem un alt lucru care este identic so, cu fiara. If it's a copy of the beast, deci dacă este o, copy? o imagine, un chip why al fiare, de ce avem nevoie de această imagine, de această icoană? De, de ce? nu e vorba doar de fiară, de, de ce an trebuie o copie? Are cineva un răspuns?

Când noi citim Apocalipsa 13, Il filosofo a fost. pierdut gândul. Și-a pierdut ideea, fost. adică. Ok. No, I can help you if you want. Si je peux Trebuie te pot ajuta dacă vrei. If, We've got a beast. Avem Why do we need a copy? Și de ce avem nevoie de o icoană a ei? O copie, de ce avem nevoie de o copie? So when we read Revelation 13. Când citim Apocalipsa 13. So uh, the copy is made uh, at the time period of the uh, beast bund uh, wounded bundit wound. Copia este făcută atunci când fiara a fost rănită. So Pentru că fiara și-a pierdut puterea atunci, avea nevoie de de copie. Altcineva?

Let's say sanctuary. Sanctuary. Mm -hmm. so uh, sanctuary. The sanctuary. Example sanctuary. Uh, in earth. Sanctuary de Peppermont. Is a copy of the one who is in uh, heaven. It's a copy a Sanctuary in chair. So we just to say that we were not able to have the original, this one who is uh, in heaven in, on earth. Pentru că nu putem să avem originalul, so adică să sanctuarul din cer pe pământ. So în I understand fie. that uh, when uh, uh, we have the copy, eu înțeleg că atunci când avem copia, so we don't have access to the original. Este pentru că nu avem acces la original. So I don't put it in the context of Revelation 13, I let you uh, uh, move on. Nu, spune neapărat în contextul Apocalipsa 13, so, nu voi spune în contextul acela și te las să mergi mai departe. The, depending on what Bible passage you use? Ellen wants get get slightly different perspective. Că în funcție de ce pasaj biblic vei folosi, And vei putea să ajungi la o perspectivă ușor diferită. Yourself. Și dacă nu ai grijă, s-ar putea să intri în confuzie. So we correctly got taken to Revelation 13. In Revelation 14, spoke in this way, the beast and the beast's image. So if you go back to Revelation 13, și Și dacă te duci apoi la Apocalipsa 14, My question is, întrebarea mea este, verse, nu vă spun versetul, oh, by the way, I agree with what Sophie said. Dar apropo, sunt de acord cu ce a zis Sophie. You have a, a copy. Faptul că avem o because copie. You don't have the original. A, avem nevoie de o copie atunci când nu avem so, originalul. What happened to the original? Și ce s-a întâmplat cu originalul? Which would then, which would be the beast. Care ar fi fiara. What's happened to the beast? Ce s-a întâmplat cu fiara? Dead. We'll say it died. Putem spune că a murit. Um, in the language of the Bible, it received the deadly wound. În -ă, limbajul biblic a primit o rană de moarte. So in order to continue its work, Astfel, ca ea să poată să continuă lucrarea, ce trebuia să se întâmple? Ok, so depending upon which chapter or book you go to, Așa că depinde de ce carte sau ce capitol, la ce capitol te duci, sunt mai multe moduri în care putem vedea asta. Who said it, but said resurrected. Nu știu cine a zis, dar cineva a zis că a înviat. dacă învii, is that a copy uh, este o copie a aceluiași lucru. It's the same thing. In Revelation 14, nu este o copie, ci este același lucru. Însă în Apocalipsa 13 vorbește so este o copie. Așa că trebuie să avem mare grijă about using Revelation 17 modeling, la a folosi modelul oferit de Apocalipsa and try to 17 tell that back into Revelation 14, pentru a încerca să like, aplice anumite lucruri la Apocalipsa ago. 13. So, in Revelation 13, în Apocalipsa 13, dead, ni se dă and how do you, what do you do then? in order to continue the work că e moarte și că cineva trebuie să continue lucrarea? Am înțeles. Uh, we give to we give to the beast uh, worship homage. Uh, uh, noi dăm let me fiare, suggest închinare, omagiu. You make a copy of it. Dați în voi do să sugerez faptul că faci o so, copie. Have you made a copy of the beast? Așa că făcând acea Then icoană, you can do all the things copie. that just suggested. Apoi poți să faci acele lucruri pe care tocmai le-ai sugerat. Worship. Și care înseamnă so să question... te închini. Și a întrebarea mea Who este... made the beast? Cine a creat fiara? We haven't defined even what the beast is or was. Trebuie să înțelegem Who made cine the beast? a fost fiara și cine este și cine a făcut-o. Okay, if we're not sure, we'll ask another sigur, question. Întreba Who makes the copy of the beast? Cine face imaginea fiare, echipul fiare, cine îl face? That was easier. Asta a fost un răspuns mai simplu. Because we're in the right chapter. Pentru că chiar suntem în acel capitol. so all you need to do is look, read the verses really quickly and give me the verse and it will tell you. <coughs> so you talk about revelation 13. Despre and uh, in revelation 13, uh, 14, it says it's a uh, inhabitant of earth who uh, creates the image of the beast. okay, so we're in. chapter 13, verse 14. Deci suntem în Apocalipsa 13, versetul 14 și spune și amăgea pe I locuitorul pământului question. prin semne pe care se duc așa să facă Who și a zis, locuitorul pământului să facă o icoană. Sure. So Când am întrebat one. cine a făcut fiara, a zis nu Când a făcut chipul fiarei, And... am întrebat apoi. I was told. Uh, ah, când a fost făcut says, sau cine a făcut? Și mi s-a răspuns, uh, este corect cum scrie versetul. Saying versetur? to them that dwell on the earth. They should make an image to the beast, which had the wound, and then it says, and did live. But a, we să have to un understand what that care avea rana de moarte, dar trăia. So I want us to remember așa că aș vrea să ne amintim să ne amintim și să înțelegem Who makes the image of the beast? Cine anume and face chipul fiarei Cine face Inhabitants of the earth Okay inhabitants of the earth ă pentru societatei Am putea să spunem societatea Let's call it us Hai să people. Spunem, noi, noi oameni. Is it the kings of the earth? Sunt împărații That's pământului. Revelation Dacă folosim limbajul din Apocalipsa the 17, the image of the beast? sunt împărații pământului care fac icoana fiarei. No, verse 14 says it's not the kings. Versetul 14 spune că nu împărații, ci oamenii. To that. Vreau să ne amintim această. So coming back to Revelation 14. Și așa că revenim la Apocalipsa 14. I asked, can we take Elder Tess's third angel's message and tell us how it fits into these verses? Și dacă luăm, am spus, haideți să luăm mesajul lui Elder Tess și să-l potrivim cu aceste versete. Talks about the mark. Pentru că vorbește aici despre un semn. Of the beast. Vorbește despre o fiara. fiat. Și în versetul 9, which then would mean it's also the image, so it's also the mark of the image too, because they're the same. Putem deduce că este vorba și de icoana, semnul so, icoanei, nu doar semnul fiarei, pentru că este același lucru. So, in the old days, Așa că în vremurile vechi sau zilele de vechime, sunt trecut, spuneam că fiara este cine? Si, okay. papu La papu. Fiara image? este image. papalitatea. Iar chipul fiarei? Protestantism. Protestantism. Uh, spuneam că este protestantism. Protestantism, I'm not Sure. Da, sau poate o, o numeam protestantismul apostatia, nu știu sigur. And then, going back to Revelation 13, si. și apoi, întorcându-ne la Apocalipsa 13, și ne vedem că face fiara? The, uh, the people. Icoana fiarei, There's a problem. Deci oamenii fac. What's the problem? Deci acum vedem o problemă care the e People problemă? have made the image. Dacă But oamenii au făcut problem. icoana, avem o problemă. Care e? What kind of an image is it? Ce fel de imagine este, ce fel de echip. I'll give you a clue. I'll give you a clue. Oh, this one. Someone... Yeah. It doesn't look like a religious image. No, parekao. Kao imaginary. So this image that the people make. pe care o fac oamenii, It looks like the original. Uh... Siam cu la cardinalul, dar este o problemă. Is it dead or alive? Este ea moartă sau vie? Not the truth, I'm asking simply when the people make the image is it alive or dead? No, pas la 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 vraie je pose. Dar această întrebare atunci când oamenii creează acest această imagine, este ea moartă sau vie? Uh, dead. It's dead. So alive. It's dead. Este I go with whoever said it's dead. So the people make an image, but the image is dead. Fac un chip, o imagine, so dar let's este go to the next verse. Și să vedem verset, if you're not sure. Dacă nu siguri, 15. Who is the he? Who is the he in the verse? Cine este acel e, el în verset? It's the beast. Which este number fiara? beast is this? Dar fiara cu okay. care the second este second beast este of de două din apocalipție. What does that 13? beast do? Și ce făcea acea fiară? That beast gives power acea power. Fiară i-a dat putere or life to the image. Sau viață. A dat viață. So we're okay that when the people create the image, it's dead. Iconei. Și că suntem de acord că atunci când oamenii creează o okay, so we're imagine, in agreement este... Who's the second beast? O icoană este moartă. Cine este a doua so, the United States, uh, whatever unite, we might imagine that to be, imaginăm, in its religious or political sphere, e vorba de sfera politică sau religioasă, without its involvement, ei, whatever the people do, indiferent ce fac oamenii, the image of the beast can't do anything. Uh, icoana fiarei nu poate să facă nimic. It needs some impetus from the United States. Are nevoie de un impuls de la Statele Unite. To life. Pentru a and it avea says, viață. Speak și spune and force. Că va vorbi și va forța, va obliga. To speak, it says cause in English, but force. Speak and force. You can't find it? Or... Verse 15. În versetul 15 spune că uh, va da suflare fiarei ca uh, icona fiarei să vorbească, so deci va, va face să vorbească about, și va face să se omorât. Deci atunci când vorbește despre faptul că va face which să vorbească și va face să, to? Să, să forțeze pe alții să facă ceva, se referă la care parte a Statelor no. Unite? La religie? Church, Biserica. State, da, deci nu e vorba de... It is. Nu e vorba doar de biserică, ci de stat, fără we'll să state. la care ramură ne referim. So the state Is now going to give life or power. Pare că statul va fi cel a care a va da viață și putere of something that existed before. Unei copii, adică a unui And anumit haven't lucru defined care a existat pentru că identified trecut. how that first power was created or came into existence. Și nu. Am discutat încă cum acea primă putere a. Însă ceea ce am identificat elements. este faptul că First două elemente is the people uh, oamenii, the second poporul, is... și al doilea element este both have to come together, deci atât oamenii cât și guvernul trebuie să se adune la oaltă to create an image pentru a crea un chip and give it life și apoi să-i dea viață and once that has happened și odată ce lucrul Then acesta are loc, people începe să îi oblige pe oameni agree, oameni care nu sunt de acord să-i să convingă să so se închine the image the Beast, să se închine and kill them chipului fiarei. Și să-i so, Coming back uh, back to Revelation 14. Ucide dacă nu sunt de acord. The third angel. Deci revenim la Apocalipsa 14. If anybody primul înger worships, spune... Nu, al treilea înger spune, we'll Dacă And cineva se va închina... Icoanei fiarei și va trouble. primi semnul icoanei so fiarei vor da de probleme. Is some kind of Așa că se pare că acest semn este ceva care te identifică. Și spune că tu, de fapt, te-ai aliniat, ești în concordanță so, cu această entitate. Așa că Apocalipsa 14 cu we'll 9. We'll say 14, și apoi vă spune Apocalipsa 19 cu 10. That told you the punishment. 14 cu. 10, pentru că acolo vorbește de we'll pediapsă 13, 15. și apoi vom merge la 14 cu, cu 15 pentru că și acolo 14, spune că is pediapsă da, deci pediapsa atât în Apocalipsa 14 so, cu 10 do, cât și 15 e moarte. Așa că indiferent ce faci, vei muri. Everybody will Vedeți die. Asta? Toată lumea va muri. All humanity. Toată omenirea. Just depends who's going to do the killing. Doar depinde cine va face If această ucidere. Beast, dacă God ești you. cu fiara, If you're Dumnezeu, te... The beast, Dumnezeu te va Dumnezeu ucide. the ucide. Și dacă so ești so împotriva okay fiarei, fiara te va ucide. So all we need to now determine Așa că acum singurul lucru pe care trebuie să-l determinăm este care acest, care este acest semn. Of this image acest semn care identifică acest tip pe care ar trebui să-l urmăm. And you identify that, și odată ce that am identificat asta application, și facem o Connect. Ar trebui să putem face legătura. message. Între mesajul celui de-al treilea înger. The message that elder Tess gave. Și mesajul pe care l-a dat elder test. We could say her version of the third angel. Am putea spune versiunea ei cu privire la cel de-al treilea înger. Dacă suntem de... De acord cu toții că so that, -o identificăm că ea, Pe baza acestei conversații sau studiu, depinde cum vedeți. Now tell me Acum vă rog să vă să spuneți or, cum or verse anume aceste versete sau în mod specific versetul nouă and message connect together și mesajul lui Elder T se leagă unul cu altul. Ce anume se întâmplă la sfârșitul lumii? Who wants to give a little story about what's going on in the world? Cine vrea să ne spună o mică istorie despre ce se întâmplă în lume? Bazându-se pe Apocalipsa 14, 13, 14 pasajul pe care l-am citit din tragedia viacurilor. Alogtes. Și Elder Test. If you're not sure, I'll give it a try. Dacă nu sunteți siguri, voi încerca și eu, părere. Someone... Sophie, yes, thank you. à monte pesc Ah bon Pourquoi uh, plus près Sophie s'il te plaît. Donc base open revelation 49 Basé en du ma Apocalypse 14 19 Apocalypse so, uh, the worship of the beast and is image închinarea la fiară și la icoana We ei. Facem legătura cu Apocalipsa 13. versetul verse 14 and 15. Versetul 14 și 15. To make the link so the people will create an image. Uh, deci oamenii vor the crea... The government will give life to this image o icoană și statul va da viață acelei icoane So the worship is a link with the ideology Așa că închinarea se leagă de o ideologie And if I make the link with the message of equality today și Dacă fac legătura cu mesajul egalității de azi It simplistically, yeah Vorbind așa simplistic There will be a, a alliance with the people and the state Va fi o alianță so de we'll oameni și stat They will uh, uh, come together Vor pune presiune asupra statului, se vor aduna la o altă To speak and uh, constrain Pentru a vorbi și pentru a constrânge That's mean uh, Uh, promulgate law and uh, make sure that they've been respected. Pentru a da legi, uh, pentru a those who will not be, uh, 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 those who will, who will refuse to uh, obey to these laws or will not be uh, in agreement with this uh, policy, Pe aceea care refuză să se supună acestei legi sau să fie de kid, acord. Literally, tu veux dire? I don't think you literally. Dar nu cred că se aplică literal. But it's not the point. Dar nu asta e ideea. So there will be consequences in both cases for those who will be uh, agreed uh, in agreement with this law and those who will not. Deci vor fi consecințe în ambele cazuri pentru cei care vor fi de acord And cu acele legi și cei care nu. Și aceste lucruri le numim în limbajul nostru is de anybody, azi, legea dominicală. Have any sunt alții care au alte gânduri sau sunt de acord sau în dezacord cu ce a zis Sofie? so you know, uh, știți, not that long ago, că nu de mult, when the subject of abortion rights got overturned in the united states, a fost, uh, regardless of the mistakes that people schimbat, had made, but aceast... before, however far you want to go back. Indiferent cât de departe vrem să mergem înapoi în timp. When they didn't take advantage of the situation when they could have done. Dacă nu au profitat de situația atunci când ar fi putut. Separate to that. What, separat de asta. What was the response of many people in America? Care a fost răspunsul multor persoane din America? To the Supreme Court's decision. Anybody thought? Let <laughs> me read what Ellen White said. It had been confidently declared. That this land could never become other than what it has been. S-a declarat cu încredere că această țară n-ar putea deveni niciodată altceva decât ce-a fost și anume apărătoarea libertății religioase. Dar mi se pare că asta au spus oamenii. Exact asta au spus oamenii. Cum a putut să se întâmple așa ceva în această țară? De unde a venit această schimbare? That's what took people by surprise. And we could argue that it was the Republicans. Or some politicians. Sau de or some judges. Sau but where are we told? that What are we told it originated from? Dar uh, ce spune de, în Biblie? De unde a pornit aceasta? De unde a... Care e originea? Revelation 13:15 Apocalipsa 13 cu 15 right is it 13 or 15? Let me check. 13, uh, 14, Revelation 13, 14. Where does it originate from? It's the people. A pornit de la it's not the judges and it's not the politicians. Da, nu de la nu de la politicieni. It's the people omeni. that created this environment. This situation. the situation where they wanted to put a stop.

Astfel încât uh, Curtea Supremă, ramura judiciară, a dat, a dat putere sau a dat to viață this acestui subiect. So there was a speaking. Așa că s-a văzut which means o law, vorbire, adică o lege. And there was a forcing. Și a existat o because now there's punishment. ceva care te forțează pentru că acum so putem vedea că, că există pedepse. That we can go to the third angel's message. Vreau să vedem că putem să mergem la a treia sub îngerească. Directed us in her story. Așa cum Sophie ne-a condus în explicația ei. And we ei, see it's been fulfilled. Și că putem să vedem că se împlinește. Now, I don't know about you. Nu știu ce părere aveți voi. But I don't believe the Sunday law is here yet. Eu nu cred că legea duminicală a sosit deja. So now, I want to go Dar back acum, to the question. Um, The old test no longer here. Dacă elder test nu mai este acum aici. not we agree with that. Da, sunt nu este, da, să. So, do he explain? Nu există nei. Plec evenimentele externe. It seems to me. Mm, we already understand external events. Ca noi deja înțelegem evenimentele externe. Paist to on her messages. Pe Based upon even a simple a study ei, that we've done, pe acest pe care am și pe so, even though we and our own personal observation, So, even though personal observation, her ministry, Așa că chiar dacă ne dor de lucrare we do pe understand and going ea, on externally. observation, and our persoana își punea întrebare dacă vom reuși să recunoaștem legea duminicală care se apropie. What? Iar răspunsul este care? Yes. Da. We can putea. all see it right now. Noi deja putem să vedem cu toții. In fact, we could all see it last year. De fapt, puteam deja de anul trecut Based să vedem. Based upon the great controversy passage, bazându-ne pe pasajele din Marea Luptă, everybody can see the Sunday law coming. <coughs> toată lumea poate să vadă legea It's digitale care te apropie. On the left or on the right in the world in the church. Doar cu oameni din stânga și din dreapta, din lume și din biserică. In this movement. Și din această mișcare. You describe the phenomenon differently. Doar atât că fenomenul este diferit. We call it the Sunday law. Noi numim legea They might tumicală. call it the demise or the destruction of democracy. Ei s-ar putea să numească răgirea democrației. They might say the rise of dictatorships. Sau ar putea să zică că e vorba de ridicarea so unor dictaturi. Deci oamenii descriu lucrurile diferit, dar în realitate cu toții vorbesc despre aceleași chestiuni. You're approaching Sunday law. De legea dominicală care se apropie.

de cât am știut vreodată despre legea duminicală când credeam că e vorba de sâmbătă. And no one had any worries about that one. Și nimeni nu avea nicio îngrijorare atunci. Or sau dubii sau uh, îngrijorări. Adventism, has no messenger. Nu are niciun mesager. And they're confident about their belief. Dar ei totuși sunt încrezători despre crezul and lor. We should have much more reason to have, to have confidence about our belief. Dar noi avem mult mai multe motive să fim încrezători despre crezul nostru. Even though, uh, elder test isn't here. Chiar dacă Elder Test nu este aici. we know a lot about it. Și eu cred că noi știm foarte multe lucruri de fapt. For example. De exemplu, we don't know how this issue of gender equality or radical feminism is going to create this tension and shake society spune că noi nu știm cum această problemă a egalității, egalității de gen va crea această tensiune și va zgudi societatea. I think front of us. Cred că avem toate aceste informații chiar în fața noastră. You don't even have to put the pieces of the puzzle together. Nici măcar nu trebuie să punem la o altă piesele de puzzle. staring you in the face. Pentru că ne There în față. various issues. Sunt multe migration aspecte. is one uh, the rights un. of people of color de color. women's rights femeilor, children's rights copiilor, um, lgbtq rights lgbtq we might not know everything about each of those S-ar putea să nu știm toate lucrurile despre fiecare din aceste lucruri. But we have enough information. Dar avem suficiente informații. To know where all of this is headed. Să știm încotro se îndreaptă toate acestea. If you don't know, Iar dacă nu știm, you just need to tune in to the discussions and the debates. Trebuie doar să Conectați la discuțiile, la dezbaterile care deja au loc As we prepare for the 2024 presidential elections in the United States. You don't even you have to just go to that country. Go and do some research on what the new president, I think the president or prime minister of Argentina believes and thinks. poți să te duci să faci un studiu despre ce crede noul președinte al Argentinei. Look what's happened what has just happened in the Netherlands. Sau uitați-vă ce tocmai s-a întâmplat în Olanda. Wherever you turn. În orice în ce direcție te duci. Is istoria este so aceeași. I think aceeași. You know a lot more. Așa că cred că știm mult mai mult what the tensions in society are despre care sunt tendințele în societate? în the questioner believes de cât crede persoana care a pus întrebarea. Will there be a law? Va fi oare o lege? I don't know if there's going to be a single law across the world. I don't believe that there will. Nu be. cred că va fi o singură lege în toată lumea. O lege singulară. Nu will there will be că așa one fi. law in the United States. Nu cred că va fi doar o singură lege sau va fi no, o singură lege în Statele Unite. Subjects. Nu, pentru că cuprinde mai multe subiecte. There'll subiecte. Be a law about abortion rights, va fi o lege despre avorturi. LGBTQ rights, va fi o lege despre drepturile persoanelor LGBT. Uh, there'll be multiple una despre laws, imigrație. Vor fi mai multe because legi. There are multiple issues, pentru că sunt subiecte multiple. For that matter, Și în această privință, we don't know what the state of the world will be like in this period spune că nu știm care va fi starea lumii în această perioadă. I think we will. Dar noi cred că vom It will exactly the same as it is now. Pentru că va fi exact la fel cum este acum. But worse. Doar mai rău. More toxic. Mai toxic. Because people become more polarized. Pentru că oamenii devin tot mai polarizați. We've spoken about Revelation 13 briefly. Am vorbit pe scurt despre Apocalipsa 13. Questioner would like these issues addressed within the movement. Persoana ar dori ca aceste subiecte să fie discutate în mișcare. Maybe we haven't discussed them in the framework of Revelation. Poate nu le-am discutat uh, în acest cadru din Apocalipsa. And looking at these verses and breaking them down. Ca să luăm aceste versete și să le uh, But these document, issues and these questions are addressed within the movement. Dar eu cred că toate sunt, de fapt, în the person quoted from Revelation 13. Și citat din 13, which means they'd have to go to 14 as well? Ah, the tests were here. Dacă Elder Tess ar fi aici, do you think she would frame and her anti message Or give her anti-message in the framework of these verses. Credeți că ea și ar formula mesajul legat de sfârșitul timpului în cuvintele acestea. Dar de she explain it in different language? acestor versete sau poate ar exprima acel mesaj într-un limbaj diferit. Based upon your experience of her ministry. Bazându-vă pe experiența voastră legată and de lucrarea pe care a făcut-o ea. tunds of presentations that she's done bazându-ne pe sute de, sutele de prezentări pe care le-a făcut. I don't know if anybody has a response to that question. Nu știu dacă cineva are un răspuns la această întrebare. So either she'd have to do something new Dar fie ea to answer ar a question fac, like this. Să facă ceva nou pentru a răspunde la o astfel de întrebare. Practice to explain and define her message through Bible verses. Sau poate ar trebui să exerseze, să încerce să-și exprime mesajul prin versete biblice. So even if she were here, că chiar dacă ea ar fi aici, I think the person who's asking the question would struggle. Cred că persoana care a pus întrebarea so, then she said, ar uh, vedea că ea, sorry, ea the, ar avea dificultăți, poate. End, but I have the impression that we are left without a leader to enlighten us. Spune că am impresia că am rămas fără un lider And care să ne lumineze. I think I just don't agree with that statement. Și eu cred că pur și simplu nu sunt de acord cu această I think a number of you have, have also said that you don't agree, you don't see it that way. Afirmație și cred că mulți dintre voi ați zis că nu vedeți lucrurile în felul acesta. I'm not denying the questioner's experience because that's how they feel. Uh, nu neg experiența acestei persoane pentru că ea așa simte. But I'm not sure that I agree with that. Să nu sunt sigur că sunt de acord cu ea. And, and I think there's another way to understand. Și cred că este un alt mod de a înțelege. End time prophecy. Profeția la and how each of relates to that. Și felul în care fiecare dintre noi ne raportăm la ea, La ea. And I think it's connected with the statement. Și cred că are de a face cu or, afirmația or response. sau cu răspunsul. Um, I can't remember the person's name, but they said it at the very beginning. Nu știu cine a zis, dar a zis chiar la început. When I asked who the third angel was. Când am întrebat cine este al treilea înger. And he said all of us are. Și cineva a spus că noi toți suntem. And if that's the case, și dacă acesta e then... cazul, The way we would view this last sentence, Atunci, felul în care noi vedem we don't have a leader to enlighten us, că nu avem un care să ne has lumineze, to be viewed in a completely different way. Trebuie să fie văzut într -un mod complet diferit. I think it's important for us to consider that aspect. So, Hopefully, I answered a few people's questions. Për că am la I hope... I'll leave it at that, yes. Let's mm -hmm. close with a prayer. Să cu Otherwise, I won't stop. Nu mă mai Dear Lord! Doamne, I want to thank you for all that you have done. Vreau să in my life. of those who are here today. Celor care sunt aici, that you've brought me from darkness into this marvelous light. Dus de la la As we have discussed The Message and ministry of the third angel. We have am discutat, mesajul we have discussed what's happening in the world. I hope it's clearer today than it has ever been before. Sper că este mai clar decât a fost vreodată mai înainte. To all of us. But we are now in the agitation of the Sunday law. că noi suntem acum în timpul agitării legii duminicale. The of the are put together. Că toate piesele puzzle-ului sunt puse so la o și că putem vedea dinamica lucrurilor. Fast Așa că putem vedea împlinirea There foarte repede, apropiindu-se. Poate mai sunt încă lucruri pe care But nu le înțelegem, Light that we have, Dar în comparație cu marea lumină pe care o avem. They must be cu siguranță, acele mici de, acele detalii sunt May each of de, nesignificative. Ajută ne ca fiecare să avem încredere în adevărul acestui soli, acestui mesaj, în împlinirea every step that lui we have taken with you. Și în fiecare pas pe care noi l-am făcut alături de tine. From the time de la timpul sfârșitului și până în acest moment. To guide us. Te rog, continuă să ne ghidezi și te rog, ajută-ne să avem încredere în continuare save us. că tu ne vei salva atât a movement. individual cât și ca Jesus mișcare. Te-am rugat în numele lui Isus. Amin. à l'ancien parlementaire pour sa deuxième présentation. So we thank Elder for his second presentation. J'espère que la lumière de la vérité brille un peu plus alors que, alors que nous avançons vers le ciel. I hope that uh, heaven's light is shining a bit more as we're advancing towards heaven. Nous sommes convaincus que nous sommes And dans l'agitation right? de la loi du, du dimanche. We are convinced that we are in the Sunday laws agitation. Mulțumim mult de sperăm că lumina cerului să lucește mai tare so acum you, or, și cred că cu toții suntem și că suntem în timpul agitării legii duminicale. Să fim bine binecuvântați până la următoarea întâlnire.